Maronica, hai la ghiocei, drăguțo. Haide! Hai în pădure! Ei, dragilor, și-am ajuns pe meleaguri românești. Acum ne aflăm într-o zonă frumoasă, tot sălbatică, așa cum ne-am obișnuit acolo în Tanzania. Suntem într-o comună din județul Tulcea, la Luncavița. Am venit să ne salutăm prietenii de aici și să culegem ghiocei, fiindcă e primăvară. Eu n-am găsit nicio brândușă. Decidem noi încotro o luăm peste mări și țări, vă invităm în capsula timpului. Așa arată o zi de toamnă însorită aici în Dobrogea, în Luncavița. Am plecat la drum să admirăm peisajul și culorile toamnei. Unde Dumnezeu s-a așezat în atelierul de pictură și a scos toate minunățile, tot arsenalul de culori. Luncavița este o comună în județul Tulcea, Dobrogea, formată din satele Luncavița, Reședința și Rachelu. Aceasta este amplasată la egală distanță de arealul a două mari arii naturale ecologice, rezervația biosferei Delta Dunării și situl de importanță comunitară Munții Măcinului. Am găsit aici oameni gospodari. Activitățile predominante sunt comerciale și agricole. În anul 2015, aproape jumătate din bugetul comunei a fost bazat pe fondurile Uniunii Europene. Fapt ce a condus la o dezvoltare a acestei zone, s-au creat unități de cazare, un lucru extraordinar pentru turiștii iubitori de drumeții, trasee montane, plimbări cu bicicleta. Aici, în Luncavița, se află pădurea Valea Fagilor, ce este parte integrantă a Parcului Național Munții Măcin din Dobrogea de Nord. Pădurea Valea Fagilor este un loc unic în România. Pe o suprafață de 154 de hectare, într-o vale îngustă, pot fi admirate specii impresionante de fag, carpen, ulm, arțar și, nu în ultimul rând, teiul, ce parfumează vara toată regiunea. Iată, ne-a ajuns la cazarea din Luncavița, cea mai drăguță, cea mai cochetă cazare de aici, din regiune, din Dobrogea. Și hai să vedem ce ne așteaptă. Voilà! Acasă la Matei ne primește cu o cameră foarte, foarte, foarte frumos amenajată, decorată în stil dobrogean. Apropii puțin aici să vedem. Ia uite așa, permuța drăguță, tradițională. La fel și covurașul.
observat aici că au personalizat lenjeria. Chiar și prosoapele. Foarte curat. Toate sunt frumoase. Și de bine. Și sunt noi. Totul e nou. E dat în folosință de curând. Dulăpierul ăsta iar e foarte, foarte hoț. Da. Din 2020 am înțeles că a fost dat în folosință atunci cu pandemia. A fost mai greu pentru dumnealor, dar acum au început să le fie, să le fie mai bine. 2021. Da, prin perioada aia. Da, și aici au și un spațiu de depozitare pentru hăinuțe. Au și... Wow, și halate! Ce frumos! Foarte frumos și îngrijit totul, totul foarte curat. Hai să vedem și baia. Să vedem și baia cum arată, cum se prezintă. Foarte, foarte curată. Este cochetă, modernă. Cu duș. Super! Ia să vedem și în cealaltă. Perfect! Foarte frumos, exemplar chiar. Nu. Deci dacă... Doamna Cornelia are și biciclete aici pentru turiștii pe care îi găzduiește. Priviți ce magazie dichisită are doamna, cu de toate. Aici sunt bicicletele și pentru cei mititei și pentru adulți, pentru toată lumea. Ce vânt vă aduce? Am făcut cunoștință cu doamnele de aici din Lâncavița, care au o energie foarte bună. Și unde vom ne vom răsfăța cu câte o prăjiturică? Mai departe. Mergem la poalele munților Măcinului. Vai, acolo ce bucurie. Să ne răsfățăm. Vreau să spun că sunt și mai în vârstă, și mai tineri, și mai așa. Este o întrunire de suflet, așa. Este, vine fratele meu, ne cântă la chitară. Foarte dacă e frig, le-am dus la pădure, la noi, la casă, am dat drumul la șemineu. E da. De poveste. E o armonie perfectă. Așa e. Da. Doamna ne povestește despre activitățile pe care le au localnicii. Oamenii îmbină frumos prietenia. Da, prietenia și preocupările. Și preocupările, așa, corect. Și pe timpul ăla se făcea și colectivizarea. De-aia spun că în anii 50 au început naționalizarea. Acum era să lupta cu... Tata a prins o vreme extraordinar de grea cu colectivizarea, pentru că le lua pământul, atelajele la oameni și dădea... Să înființau CAB-urile. Da. Colectivitățile astea, așa. Mulți n-au vrut să se treacă la CAB. Oamenii au ținut de pământul lor, că nu erau latifundiari, n-aveau sute de hectare. Aveau acolo 5-10 hectare. Zona noastră n-a fost de oameni bogați.
și nu vroiau să dea. Și, dar și s-a lăsat cu bătaie, cu urăciun de asta, știi? Au fost violențe la violențe, moment. Violențe, da. Pentru că în, erau foarte mulți oameni, ei, lumea, ți-am zis că au fost și cotropiți și așa, și ăștia care veneau să așezau în zonele tot unde se putea trăi mai bine. Turci, tătari, bulgari, machedoni, lipoveni, dacă 16 minorități. 16 minorități? Minorități au fost în, în zona noastră. Și de la fiecare a rămas câte un arab, cel da, puțin. Știi, câte așa? Un element caracteristic. Da. Și pentru că au fost cu deceniile, n-au fost cu... Da, n-au stat... Zile. Da, corect, da. Corect. Și-au pus amprenta. Au pus amprenta, da. Și... au fost veniți și din alte părți. Au fost oameni de-aștia care s-au dat imediat cu... comuniștii cu așa și am trădat pe ceilalți unde aveau ascunse, unde aveau, deci oameni de tot, de tot caracterul, știi, de... Da, Turcia a spus că au avut o influență mare. Turcia au fost mult, după aia Dobrogea a fost supra teritoriilor noastre aici. Făcut parte din teritoriul Bulgariei, din Catrelaterul, nu stăpânesc prea bine eu, deși am făcut și istorie, am și, dar lucrurile astea urâte nu se spuneau la istorie. Da, da, da. Știi? La vremea se aceea. Puntau, da, la vremea da, aceea. Acum avem o deschidere mai da, mare către informații. Nu mai interesează, în școală nu se mai predă istoria aia, înțelegi? Și comuniștii au îmbrăcat într-un au ambalat frumos da, da. Asta. Evenimentele că, astea de acurs. Păi, trăiește un domn care a fost profesor de istorie aici la noi, știi? Și când mi-aduc aminte câte minciuni ne spunea, dar el unul de asta a venit din altă parte cu repartiție, cum să venea, știi? S-a stabilit aici și... Dom'le, dar le împacheta atât de frumos că noi stăteam cu gura căscate. Da, da, este o artă noi și asta. Noi suntem generația care am prins, am făcut rusă. Era obligatorie limba rusă. Când m-am dus eu la Galați, trebuia să alegi de la ce școală veneai, dacă era liceu din singurul liceu din țară. Când am auzit eu că veneau copii de la școli, deci care intrau în anul întâi de liceu, nu? Care știau engleză, știau franceză, noi rusă. Eu eram de aici cu rusă venită. M-am înscris și eu începătoare la germană. Germana era facultativă. Dar trebuia să ai o limbă de asta care să o faci... Opțional. Da, da, germana era opțională, dar rusa era... Până în anul 3 am făcut rusă. Era o doamnă care venea la plata cu ora, era pensionară și... venea și ne făcea... Aici suntem în Măcin, am intrat în Măcin. Am intrat în localitatea. În oraș. Și pe aici este o mănăstire de maici. Sunt... Numele acestei localități vine de la faptul că în prejurimea acestei localități se află Munții Măcin? Nu, după localitate. Sau, nu știu care e ou sau găina. Ou sau găina. Nu știu care. Vedem acum, descoperim. Da. Deci, domnul ăsta, și eu o să iau legătura cu el, să văd cum fac eu rost de antologia asta care el s-a documentat. Este un coleg de partid, că eu sunt înscrisă la într-un partid, am candidat și la primărie. Wow, ia uzi, doamna, trebuia să ajungem noi mai înainte ca să-i facem galerie aici. Da, da, n-am avut. Avem m-au pus așa un fel de carne de tun, știi, da. Că la noi e PSD și Conviction, sat. Da. Nu are loc altceva. Și... dar eu cochetez cu PMP-ul. Partidul Mișcarea Populară ăsta, Băsescu. Aha. Eu am avut, cum să spun, e părerea mea, că spune așa că
Bineînțeles. Opțiunea politică, religioasă și pe cine iubești este a ta strict personală. Categoric, categoric. Nu poate să te influențeze nimeni. Și... da, și mai mult de atât trebuie să ne respectăm. Da, e și libertate de alegere, respect, până la urmă. Da. E Dunărea, Dunărea e pe acolo. Pe deci, în dreapta avem Dunărea, fluviul Dunării. Ăștia, uite ce frumos să văd aici. Și în stânga avem munții Măcinului. Cei mai vechi mulți, cei mai bătrâni. Da. Pe aici se ajunge la mănăstire. La poalele munților este mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Este o mănăstire veche? Nu, e nouă. E nouă. E nouă făcută. Acolo era un izvor care zice că are putere așa, tămăduitoare. Da. Uite și oițele. Da. Ăștia grecii, satul ăsta care este la poalele munților, au fost pietrari. Și în satul ăsta... De ce i-a spus greci? Munțești, nu știu de ce i-a spus, nu știu de aia spun, nu stăpânească. Munții ăștia sunt din piatră de granit. Este cea mai dură piatră, cea mai așa. De aceea și au și rezistat în timp. Da, sunt tot mai vechi. De vremuri, că sunt vechi, da. Sunt așa. Și aici au venit în zona, s-au stabilit și greciul ăsta are comunitate de italieni, catolici, cu capelă, cu așa, pentru că erau cioplitori în piatră. Și se mai păstrează obiceiul și acum. Deci sunt cioplitori în piatră. Dintr-o eră primitivă, are, să zic așa. Da, nu? Și s-au stabilit aici și au conservat foarte bine teritoriul. Sau, da, comunitatea asta. Cultura asta lor. Au transmis mai departe, din generație în generație. Da. Și sunt stabilite trasee, altă dată când o veni vara sau așa, să mergeți cu vecina mea, că ea conduce grupuri de turiști care fac traseu pe Munții Măcinului. Asta ar fi prima atracția principală, da, care atrage numeroși, da, turiști de aici, din, da, țară. Vin, da. Nu este ca în munții... Nu sunt cei mai spectaculoși munți, însă au și ei frumusețea lor. Da, au frumusețea lor, pentru că sunt vechi, sunt așa. Sunt atipici, avem, dintr-un punct de vedere, fiind avem, vechi. Avem... Parcul Național, de aici începe, Parcul Național Munții Măcinului, care ține până la Babadac. Este au o coamă de întindere mare, da, 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 da. Noi, Acușica, o să ajungem la prăjiturici. La prăjiturică, da, ce le place fetelor. Bine, să nu treacă ziua asta așa. Ajunserăm și aici la... Și aici e aglomerat. La Bopasul Laurei. La Bopasul Laura. Laura se numește. Da. El a fost înainte drumul grecilor. Așa s-a numit. Uitați câte lume avem aici în jurul nostru. Sigur se mănâncă bine. Și din câte am văzut, meniul e destul de vast. Haideți să-l prezent. Stufos, da. Trecem de micul dejun, fiindcă ne aflăm deja la orele după amiezii. Da, vreau și eu să-i fac. Și dacă sunteți pofticioși, vă invităm la o ciorbă de burtă. Nu? Și o pastramă de oaie de Buzău. Și o pastramă de oaie de Buzău. Da. Și apoi după pastramă ce merge? Vinișorul sau berica? Vinișorul roșu. Vinișorul. Da, ne-am alăturat aici localnicilor din Lungavița, ne-am împrietenit, oamenii sunt foarte deschiși și vorbăreți, și ceea ce nu ne place foarte mult. Da,
ceasurile la noi acasă aici. Da? Deci tot la fel, cu tot apăsul. Noaptea au lumină solară toate. Da? La Balmoș, da. Are și un mesaj frumos acolo și spune: au băut și au mulțumit, dar mai mult e boda proste. Spune povestea la aici Dumnezeu grăiește, colindul cel mare al comunei Luncavița. Aici Dumnezeu grăiește, măi oștene, măi oștene, da. I-a băgat-o și în engleză, fii atent. Da. Și mai are și în laterale. Și laterale, sigur. Puștia care au contribuit, da. Dar spuneți până la capăt mesajul. Ei, nu, trebuie să-l... E un colind. Să trebuie să-l colindăm dacă este... Da, ne plac colindele. Da, trebuie să-l colind, nu eu. Este colindul mare. Dar uite, de ce nu mi-aduc aminte? Nu mi-aduc aminte persoanele acolo, da. O să mergem un pic, o să mai dureze. Acum o să avem pe stânga exact acolo unde am făcut la dreapta, unde ne-am întors. Aia este un pic mai mare, mai subtoasă, pentru că Luncavița a avut un trubador, Puiu Spiru, cel care a condus melodia la chilia în port, el a compus-o, da? Și au luat-o alții și au prelucrat-o și cântat-o până la urmă, dar el e cel care a făcut-o, acordeonist, față de care noi am avut un respect deosebit, și a murit la Galați, înmormântat la Galați și l-am scos din mormânt. Și l-am pus la fântâna lui Spiru, adică asta de aici. Ce fântâna lui Spiru? Și mormântat aici? E mormântat aici, da, aici. Wow! Eu aș vrea să mă dau puțin jos. Vreți? Mă așteptați deci, un pic? Deci familia a fost de acord. Da. Vezi, pe fanare... Și melodie. Părinții arestați, el ca pușării, scos de la conservator, nu am întâi dat afară, dus la chilia, la tăiat stof, dar finalul nu are grijă, nu le-a trețit, nu mai putem zice, sunt serios, vreau să-ți lasă, să-ți lăsească bănci, Da. Mai spunească fântânile, să ne curățe eu pe asta. Păi, așa arăta locul, înainte de spălăți. A, înainte de... Da. Fântâna lui Lăcustă. O singură zi înaintea Domnului este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o singură zi. Spune Sfântul Apostol Petru. A fost construită în jurul anului 1910 de Ion Lăcustă din Luncavița, apicultor și proprietar de cafenea în zona liceului. Restaurată în anul 2017 de cetățeni și organizații care au contribuit cu sume de bani, 250 de lei de persoană sau cu muncă voluntară în parteneriat cu primăria. În cadrul programului local Întoarcerea la Izvoare, ediția a patra. Nu cred că ai voie, acolo spune sunt interzise utilizarea fântânii de către persoanele minore. A, da? De ce o fi zis interzise? De ce fi spus așa? Și uite cine ne-a adus aici. Da, dumnealui, n-avea ce să facă și m-a adus aici. Trebuie să facem cu mâna acolo. Bună ziua, copii! Gata! Hai. Bun, perfect! Așteaptă babile în drum. Fântâna lui Popa Mitu. Să
ce vine de aprindarea? A bătrânit, n-a avut ce să-l ajute, cine să-l... Europa, de cine e bună Diu. Pe cine e bună Diu. Asta e una dintre cele 6 fântâni restaurate, care s-ar părea că acum are nevoie de o nouă restaurare. Și asta e ciculită. Da, da, păcat. Asta e un principiu mai e vechi, nu? Cu cumpăna asta. Da, da, da. Păi, primele, fântâna lui Popa Mitu. O, ele trebuie să ispolite astea, n-ai ce. Fântâna trebuie să o cureți, n-ai, asta e. Ce frumoasă e asta, colorată. De la Iorga. Spun, ne transmit un mesaj frumos. Cei care studiază stele au pe Dumnezeu ca profesor. Dragilor, priviți cum arată un atelier dichisit, aranjat de un om gospodar de aici, din Luncavița. Ți-e mai mare dragul? Petreci timp aici? Mă și așez puțin aici să privesc cum a aranjat domnul Malcea fiecare perete. Bucățică cu bucățică. Foarte frumos, de admirat, de apreciat. Concluzia este că dacă sunteți pe aproape de această comună, în deosebi cei din Brăila, Galați, puteți opta pentru un weekend aici, în Luncavița, fiindcă aveți ce vedea, vă conectați cu natura, stați la vorbă cu oamenii satului, experimentați autenticitatea vieții rurale, vă bucurați de peisajele naturii, de pădure. Începând cu anul 2002, în ultima duminică a lunii iunie, la Luncavița are loc sărbătoarea teilor.
1000 de ani. Și ea a venit unde stăteam noi în chirie și mânca cu noi, stătea la unchiul Fezi. Și mai venea câteodată și pe la noi așa. Și stăm la masă, mâncăm, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Și eu cu gura mare și mama la care vede că eu nu beau nimic la masă. Aha. Și iar cu, cu mare nu se trăgeau la pentru sănătate trebuie pahar de gin la fiecare pasă. Puțin cu răsări, până la urmă m-am învățat cu gin. Bun, hai, dacă bei vin, cântă piesa următoare. Bravo!
Oh,